debutul acestei întâlniri. Horvat luptă acolo pentru minge cu Albert Duro și cecul a avut câștig de cauză. Un dribbling frumos, șut și este 1-0, doamnelor și domnilor. Iată minutul 1 al întâlnirii. O greșeală în defensiva noastră a marcat cu numărul 8 Richard Dostalek. Bucurie firească în rândul suporterilor praghezi. Revedem această fază. Marius Baciu a alunecat un dribbling subtil al lui Dostalek și șut plasat la colțul lung. Nu, Zoltan Ritti nu a mai putut ajunge la acest balon. Așadar, 1-0 pentru Slavia încă din minutul 1. Pentru Sabin Ilie, Ivo Ulic. Pasă pentru Dostalek dintr-o bucată offside, nu s-a ridicat panionul, bară. Și este gol. Într-adevăr, arbitru de asistent indică centrul terenului. Să vedem această reluare. Pasă înapoi, aici nu a fost offside, să vedem la Dostalek. Offside evident, incredibil, doamnelor și domnilor, un offside evident. Iată, am fost furați în această fază, mingea a căzut dincolo de poartă, dar a fost offside mare, offside mare, incredibil, incredibil cum am fost furați la această fază. Din acest unghi nu se poate vedea șutul lui Horvat și mingea a căzut într-adevăr dincolo de linia porții. Dar offside uriaș, arbitrul asistent a greșit flagrant, nu se poate spune că a fost doar puțin. Iată, evident acest offside, trei jucători ai Slaviei erau surprinși în poziție de fraza. Steaua contând pentru manșa întâi din turul al treilea al Cupei UEFA, scorul la pauză 2-0. Reușite semnate de Dostalek în minutul 1 și de Horvat în minutul 35. Nu am observat nicio schimbare în cele două formații. Un atac periculos acum al gazdelor. Ivo Ulic pasă pentru Dostalek în careu și este 3-0 pentru Slavia. Iată din nou, la fel ca și în repriza întâi, debut de joc extrem de slab pentru ai noștri. Apărarea prinsă pe picior greșit, foarte ușor i-a păcălit Dostalek. Revedeți această acțiune. A preculat balonul pe lângă Zoltan Ritti și Slavia conduce acum pe Steaua cu 3-0. Iată, în imagine pe Richard Dostalek, autor a două goluri în această seară. S-a încurcat în balon și în cele din urmă a fost depăsedat de Rada. Poate este cea mai mare ocazie a Stelei din această partidă. Sabin Ilie scăpase singur cu portarul Cerni. Iată o greșeală a lui Doșek, reparată însă de același jucător. Balonul în posesia lui Horvat. Printează Zelenka pe partea stângă, în centru este demarcat Doșek. Bună centrarea și este 4-0. Steaua este umilită, doamnelor și domnilor, pe stadionul Strahov din Praga. 4-0, gol marcat de Doșek. În minutul 56. Se pare că aventura Stelei în cupele europene se va încheia aici. E adevărat, există și o manșă secundă la București, însă în acest moment Slavia conduce cu 4-0 pe Steaua și care astăzi a fost de nerecunoscut. Cehii au știut mai bine să abordeze această întâlnire. Lutsu
Pentru Ciocoiu, Cristi Ciocoiu în careu, centrare. Balonul a trecut pe lângă Laurențiu Roșu, recuperează Miu, din nou Luțu, Sabin Ilie. Fenda lui Sabin Ilie depozitat în cele din urmă de Dostalec și pe contraatac pornesc acum Praghezi. Wagner în luptă cu Marius Lăcătuș, câștigă jucătorul Stelei. Roșu, din nou spațiu de manevră pentru Laurențiu Roșu, combină cu Sabin Ilie. Roșu nu a fost offside, să vedem centrarea lui Laurențiu. Alunecă mingea la Luțu, șuta lui Luțu pe jos și gol marcat de Onuzuțu. Minutul 81 al întâlnirii, Luțu a marcat pentru Steaua. S-a reluat partida, iată un gol marcat de Luțu în final de meci, care poate conta și el.